se scumpesc considerabil înainte de sărbătorile de Paște. Dacă anul trecut, în aceeași perioadă, un cofraj de 30 de ouă vopsite costa 26 de lei, acum prețul ajunge și la 45 de lei. Colega noastră Ioana Ciobanu îi salută în direct cu mai multe informații. Ioana, bună dimineața, te ascultăm! Bun găsit! Față de anul trecut cumpărăm ouă cu 35% mai scumpe. În unele magazine ajunge să se comercializeze un ou chiar cu 1,80 lei. Totodată este luna în care se consumă cele mai multe ouă, pentru că sunt sărbătorile pascale, iar astfel consumul crește cu aproximativ 50%, ceea ce înseamnă că un român consumă medie 30 de ouă. Am venit în piață să vedem exact la ce preț ne ajunge un astfel de cofraj de 30 de ouă, iar găsim oul la prețul mediu de 1,40 lei, ceea ce înseamnă că un cofraj costă aproximativ 42 de lei, dacă este să ne referim la un cofraj de 30 de ouă. Totodată, anul trecut, cumpăram același cofraj cu prețul mediu de 30 de lei. Este important de asemenea de spus că în magazin au început să se comercializeze ouăle colorate, iar un cofraj de 10 ouă colorate ajunge să coste în jur de 26 de lei, ceea ce înseamnă că un ou vopsit costă 2,60 lei. Paradoxal, în România, în anul 2022, prețul mediu pentru ouăle vândute la poarta fermei a fost cel mai mic din Uniunea Europeană, 59 de bani. În continuare, România are cel mai mic preț la poarta fermei.